Un alt fel de Crăciun 2020, sărbătorile de iarnă sunt lipsite de târguri de iarnă, spectacole în aer liber și focuri de artificii în noaptea dintre ani. Până și sfințirea caselor de bobotează se va face de preoți doar la invitația familiei. Anul 2020 se încheie atipic cum a și început. Pandemia declanșată de coronavirus a pus stăpânire pe tot ce ne înconjoară și ne-a închis în case. Autoritățile au reglementat inclusiv numărul colindătorilor și a invitațiilor de Crăciun. Da, este pusă în mod ironat problema. Copiii de obicei își colindă părinții lor, colindă părinții prietenilor sau, eu știu, ai vecinilor, încât vorbim de o generație de, eu știu, oameni care nu este foarte expusă unui risc de infestare sau manifestărilor temute boli cu care ne confruntăm în ultima perioadă. Pe de altă parte, nu este să fac nimic nou sub soare să înlocuim fularul tradițional cu o mască care, eu știu, să nu răcească în primul rând pe copii. Așa, nu mi se pare deloc greșit ca să facem urarea sau colindul la fereastră, așa cum se făcea din totdeauna. Așa, și desigur, dacă sunt oameni care, într-adevăr, au anumite riscuri, nimeni nu împiede că să așeze lângă ușă darul pentru colindătorul care s-a ostenit și l-a bucurat cu mesajul nașterii lui Hristos. Pandemie. Este mai necesar ca oricând, pentru că la fel și ca și dumneavoastră, oameni din media, la fel ca toți cei care au stat în case atâtea și atâtea și atâtea luni, la fel ca toți cei care au avut dificultăți prin îmbolnăvirea sau chiar pierderea celor dragi, avem nevoie de bunătate, avem nevoie de iubire. Iar colindul, iată, este forma cea mai frumoasă, cea mai potrivită pentru ca să ne putem deschide inima și să privim cu ochii sufletești viitorul cu mai multă speranță. Restricțiile sanitare au influențat sărbătorile de iarnă în totalitate. Nici felicitările de sărbători nu se mai transmit îmbrățișându-ne, ci virtual pe rețelele de socializare. Desigur, internetul a fost îngăduit de Dumnezeu ca un beneficiu pentru umanitate. Fiecare poate folosi internetul, mesajul online, în sensul bun sau rău, atât timp cât încercăm să acoperim distanțele, încercăm să strângem legăturile între oameni prin intermediul calculatorului, al televiziunii, al telefonului, lucrul acesta nu poate fi decât să se audă de pe coasta Marii Britanii până în România, cred că un colind pe Zoom sau pe Skype sau orice altă rețea ar fi tare necesar. Autoritățile permit colindătorilor să vestească nașterea Domnului în grupuri de maximum 3 persoane. Copiii sau tinerii colindători care erau obișnuiți să împărtășească emoții de Crăciun au acum în gând mesajul "Nu e voie". O să încerc să merg cu colinda, având în vedere situația actuală, o să păstrăm distanța, o să respectăm regulile impuse de autorități, dar o să fie bine. Da, o să uite oamenii poate ciudat la noi, că nu o să intrăm în case și așa, dar o să fie bine, o să ne primească, sperăm. Cu siguranță nu va mai fi la fel, înainte era mult mai bine, puteam merge în grupuri mari, ne adunam toți colegii, mergeam la profesori, colindam, acum o să mergem în grupuri mai mici, dar o să fie bine, sperăm. La rude, prieteni, vecini, sigur o să fie mai restrânși, mai... Nu o să primească pe toată lumea care nu-i cunoaște, pentru că sunt oameni care le este frică de acest virus. Pentru că dacă un an nu se va merge cu colinda, după se va pierde tradiția și asta este tradiția poporului român și după nu o să mai avem nici pe asta dacă o pierdem. Sărbătorile din acest an vor trece repede și în mai multă liniște decât până acum. Cert este că de primul Crăciun la Iași sub egida COVID ne vom aminti mult timp de acum încolo.